Salut, numele meu este Filip Cosmin, dar mă cunoașteți ca Rising Star. În prezent o să fac primul meu stream lesson. Sunt, să vă dau niște detalii despre mine, sunt Meina de ce la Govi Gaming, încă nu suntem cunoscuți, dar o să ne facem într-un final. Așa, vă prezint acum, fiind Meina de Carry, vă prezint un match de pe solo queue cu Lucian, din patch 4.2.1, când a fost nerfat, adică după nerf-ul ăsta, să zicem, că ar fi ultimul, bla bla bla. Nu mai țin minte dacă sunt sau nu duo cu Morgana, nu mai știu. În fine, o să mă întrebați de ce joc barieră. Păi, prefer în solo queue să joc barieră, fiindcă mă ajută mai mult pe mine în anumite situații, pot să fac bait în turn, mă rog, vă dați seama. Așa, aici este, bineînțeles, un spot care îmi place să-l folosesc destul de mult, dar era și în bușul ăsta de lângă turnul lor de pe bot, el vine să pună ward, dacă e destul de prost, e first blood. Și am preferat să dau leschit ca să-mi iau, să încep cu un avantaj pe linie. Așa, am luat ceva de un long sword, mi-am luat un long sword. Ce mai pot să spun? Da, în prezent sunt platină 4. Încerc deocamdată să ajung diamond în pre-sezon. Și după aia, mă rog, în sezonul 5, în sezonul 5, aș prefera undeva master spre challenger. Acum depinde de cum merge treaba și cât de bine se învață jocul. Îmi cer scuze că nu este sunet, am luat video strict de pe stream și mi-au blocat sunetul, nu înțeleg de ce, probabil din cauza muzicii, este o muzică random de pe Pandora. În fine, welcome to Twitch. Așa, ideea pe linie, să vedem ce linie au ei, Vayne și Thresh. Ideea este simplă, am mai mult range ca el, am mai mult burst ca el până la level 6. Ideea este să faci cât mai mult poke când vine la creep de obicei, uite, exact un bad positioning de-a lui, să profiți de fiecare bad positioning și să faci poke. Bineînțeles, Morgana OP, ți-a dat Q, ești AFK, la fel poke, ai un trade destul de bun, aici am o poziționare destul de retardată, am avut, am mai luat cel puțin 2-3 hituri absolut degeaba. Morgana este un pic cam agresivă, dar este bine că e agresivă, având în vedere că sunt low HP amândoi. De reținut, trebuie tot timpul să ai grijă să nu pierzi farm, adică, bine, e de preferat chiar dacă pierzi un creep și știi că intri într-un trade sau îl faci pe el să piardă creep făcându-i și poke sau alea, este foarte bine, dar de preferat să faci poke și în același timp să farmezi. Aici, asta necesită mult antrenament. Bineînțeles. Acum o să explic mai mult greșeli și chestii pe care le-am făcut bine și chestii pe care le-am făcut prost. E un fel de training și pentru mine. Îmi place să mă uit la replay-uri și să-mi dau seama unde greșesc. Așa, părerea mea, așa ajungi destul de bun. Poți să realizezi unde greșești și no. Acum ei nu prea au ce să facă decât să încerce să farmeze, deși au realizat că avem burst-ul mai mare ca al lor. Bineînțeles, cu Lucian cum poți să dai poke? Poți să te gândești, poți să te uiți la damage, să-ți dai seama când poți să omori un creep din Q și să-i dai poke, să-i dai pe aceeași linie încât să-l prind și pe el. Acum, având în vedere că am avut un început destul de bun, mi-am luat first blood-ul și am long sword-ul, pot să dau un pic de snowball la linie. Uite, din câte vedeți, au primit un gank și degeaba, tot. Așa, aici, bineînțeles, m-am băgat un pic cam prost o poziționare, dar am vrut să dau un fel de poke. Fiddle cam târziu cu counter gank-ul. Morgana îmi place. Chiar a nimerit Q-urile, majoritatea lor chiar le-a nimerit. Dar, na,
Suntem platina, nu suntem challenger, jucăm un LCS, așa că o să vedeți destul de multe greșeli, părerea mea. Dar, na, încerc și o să... E primul meu stream lesson, vă rog orice sfaturi sau alea pe care puteți să mi le dați, no haters, please. Asta chiar e annoying, puteți să lăsați un coment. Bineînțeles, dacă vă place, puteți dați un subscribe. Acum am văzut cel puțin 2 milioane pierduți absolut aiurea. Q Morgana pe Vayne, Vayne AFK, plânge. Așa, acum nu știu dacă mă dau back. Da. E mai bine să aștept. Știu că n-au ce să facă nici cu gang și e, părerea mea e să aștept BF-ul. Farmăm până la BF, încă putem să-i batem. Morgana nu prea are mană. Focul obișnuit cu Q. Dacă era Fiddle pe aici, sigur făceam, sigur făceam ceva frumos. Dar bineînțeles, în platină sunt cei mai mulți boostați. S-a făcut o statistică și a zis că în platină sunt, este o rată de 30 ceva la sută de persoane boostate în funcție, au făcut asta în funcție de cum le-a crescut MMR-ul de la o anumită perioadă. Adică probabil în momentul în care au cerut boost-ul și sau l-a cumpărat. Dar nu mai avem mult până la BF, va trebui să ne dăm back. Dar totuși la 5, chiar dacă i-au dat nerf Lucian și damage-ul îi scalează abia la level 13 cum era înainte, totuși, părerea mea, dacă ai mecanici cu el, dacă îi înveți mecanicile, al crei pierdut, dacă îi înveți mecanicile, e absolut băguit, este, nu știu, e next stage. ADC, părerea mea. Și încă ține damage-ul, adică încă după atâtea nerf-uri. Bineînțeles, uitați aici, mare engage, a încercat Vayne un play acolo, dar a realizat că nu e imp și că nu-l cheamă imp. Așa, acum ne dăm back, avem BF-ul și e clipa. De obicei cu Lucian când ai BF-ul destul de early, e minutul 7, e ok, părerea mea. Cu farm-ul stăm un pic, să zic, nu prost, un pic mediu. Mi-am dat și o barieră acolo, acum am văzut încet, mi-am dat bariera absolut aiurea. Sunt greșeli de platină, încă nu jucăm chiar toți, dar sper că cel puțin pe cei low elo, sper că îi ajută într-un fel sau altul. Fiindcă am mai văzut și o tutoriale și am văzut că, să zicem, unul de challenger vede jocul, îl explică și, nu știu, îl vede un pic prea mult și cei de low elo nu au baza. Baza e simplă, less hit, deci antrenamente pe less hit, faceți custom-uri, nu știu, 1v1 care farmează mai repede, vă ajută foarte mult. Și faza cu Poku, să începi să realizezi, să joci cât mai mult cu un același erou și să realizezi damage-ul lui în funcție de în funcție de itemele pe care le are, de runele pe care le ai, de masterizurile pe care le ai și așa mai departe. Și în funcție, bineînțeles, de build-ul adversarului. Bineînțeles, ADC-ul nu începe cu decât cu armură sau nu o să pună armură sau ceva defensiv decât undeva mai târziu, eventual mid-game. Deci te uiți la început la armura lui, vezi cum scalează chestii. Eu prefer să mă uit pe OPGG, dacă nu mă înșel, și văd ce masterizuri are. De obicei nu mulți ADC au scaling armor sau magic resist, dar e bine să te uiți. Un Q frumos pe Vayne. Dacă nu era exhaustul ăla, îl băteam. Un cooling dat complet aiurea, dar realizez acum că totuși a fost bine, având în vedere că Vayne nu cred că mai stă pe linie sau e foarte prost să stea pe linie și cu așa împingem linia. Și implicit, încă un sfat low elo. Când l-ai omorât sau l-ai trimis în bază, împinge-i linia în turn, el pierde atunci mult XP, mult farm și implicit are un dezavantaj clar față de tine care ai stat trash la fel, s-a băgat niște trade-uri aiurea. Mi-a luat ultimata de la Israel, e timpul să ne dăm back.
N-are rost pentru un creep să mori. De multe ori am murit. Nu fiți greedy. Dacă îl lași în turn la HP și nu e sigur că îl bazi, nu. Nu te băga. Este pur și simplu un risc aiurea pe care ți-l asumi. Și de obicei low elo, cam asta este problema. Fiddle, bineînțeles că încearcă să scape. A luat un kill după el. Nu am replay-ul, care a fost mult mai frumos să opresc, și să vorbim despre anumite greșeli și alea, îmi pare rău. O să revin și cu replay-uri. În fine, am luat buții, am trenat Vampiriceptor, am considerat că este ok. Vampiriceptor, n-am dat rush chiar la Infinity. Mă ajută Vampiric, mai ales pe lane, dacă mă bag într-un 3 prost, mai ales că Vayne este genul de erou la care nu te aștepți ce damage output are. Are un damage output foarte mare dacă nu ești atent, dacă stai să-ți iei 3 bucăți. Bineînțeles, acum clar trebuie să dăm snowball la linie, e GG acum linia, el n-a farmat deloc. A dat și Urgot un TP, mi-a luat aici un kill, mi-a lăsat un kill, GG băieții. Acum, în situația de față, ideea este să dai snowball la joc. Snowball înseamnă să profiți de avantajul pe care l-ai avut tu și eventual ori să, vorba aia, să-ți violezi linia pe care ai violat-o deja, ori pur și simplu să te duci pe alte linii. Lucian, la fel, a încercat să fure un cooling da pe Israel, frumos, mi se pare că iau kill aici. Așa, de snowball, ideea este să-ți folosești avantajul. Când realizezi că ai un anumit avantaj, du-te și profită de el cât mai mult. Asta înseamnă să dai snowball. Și cam asta e ideea. Încearcă să-ți creezi un avantaj. Avantajul mic, de unde a început la mine? Primul trade, primul trade de pe linie. Ăla a fost esențial. Când l-a lăsat pe Vayne low HP și pe Thresh low HP, n-au mai avut ce să mai facă, n-au mai avut cum să fie agresivi, nu și-au permis. Acum pur și simplu se întâmplă să dăm snowball la joc. Ok, am aproape un K200, cred că o să-mi iau pickaxe și, nu știu, eventual, da, pickaxe și mă duc pe linie. Așa, din câte am văzut, topul este ok, Urgot, pick, mi-am amintesc că din picking phase i-am zis nu Urgot, dar s-a dovedit a fi ok pick-ul. Urgot chiar nici situațional nu pot să zic că este pur și simplu, părerea mea, este un campion useless. Așa, scuzați-mă, sunt un pic cam răcit. Prostia lor pe care au făcut-o este să pușeze linia în moment ce tu știi clar că știau că noi suntem peste ei, dar totuși au pușat linia, mi-au adus creepy, mi-au adus farm pur și simplu la picioare. Noi putem oricând să dăm engage și să facem ceva frumos. Bineînțeles, Morgana engage pe Vayne, eu n-am fost un pic cam în spate și n-am profitat. Așa, am folosit flash-ul acolo, Morgana a scăpat. Mi-a luat frumos dubla aici, vine și tripla, fiindcă am mult prea mult damage ca Vayne să aibă timp să mă bată. Aici m-a ajutat foarte mult bariera, sper că înțelegeți de ce am luat barieră. Mai ales versus Vayne, fiindcă Vayne este genul de erou care l-a început mai ales. N-am luat tripla, a luat Morgana cu balta. Mă rog, tot aia este. Până la urmă tot sunt farmat. Cum îi zice, mi-am luat bariera fiindcă Vayne este genul de erou care nu are mult damage și dacă se bagă în anumite trade-uri, niciodată nu o să facă overkill, cel puțin early game. E la limită. Dacă te omoară Vayne early game, este la limită și fix limita aia o caută el. Un jucător de Vayne cam limita aia o caut. E, și dacă tu ai barieră, e clar că îi dai peste cap orice calcul. Și logică, mie îmi place bariera fiindcă pur și simplu dau bait în turn și se bagă după mine sau dau flash când sunt low HP crezând că mă bat și dau pop la barieră și salut și a luat-o. Ezreal bad positioning aici, a scăpat și cu flash și cu E, nu mai are flash, nu mai are nimic. E bine, uite, ce v-am zis,
Am 4-0, echipa are 10-4, trebuie să dăm snowball. Neapărat trebuie să dăm snowball și trebuie să profit să fiu un pic agresiv. Nici mai agresiv decât trebuie. Pur și simplu aici am dat engage. Nu am știut că vine crit, dar am avut norocul să vină crit-ul și l-am omorât. Asta e. La fel, continuăm snowball-ul. Hook de la trash. Bineînțeles că le e frică. Trash-ul n-ar fi trebuit să sară acolo. Nu înțeleg de ce a sărit pur și simplu aiurea. N-avea pe nimeni cu el. Acum mergem bot. Pe Vayne, bineînțeles. Eu simt nevoia când văd un Vayne, indiferent cât de omorât a fost și câtă violată a fost pe linie, simt nevoia și știu ce poate Vayne. Simt nevoia să-l violez. Aici sunt în pericol, noroc cu Morgana, că are deme și noroc cu acel Vampiric Scepter pe care l-am luat. Probabil dacă nu l-am Vampiric Scepter, aveam acum, să zic, ceva din static, Avarice Blade, Everest Blade sau ceva și n-aveam lifestyle-ul necesar să supraviețuiesc. Asta e. Vayne, bineînțeles că face flame, come on, chestii trestii. A încercat, nu mai are ce să fac acum. Chiar nu mai are. Așa, am terminat buții de cooldown reduction. Un joc la buți de cooldown reduction cu Lucian. Lucian, max damage output-ul lui este în funcție de pasivă. Pasiva în funcție de spell-uri, spell-urile în funcție de cooldown-uri. Deci, pe regula de 3 simplă sau orice teorema de la Pitagora, îți dai seama că trebuie cooldown reduction, ceea ce am luat și eu. Părerea mea că pe Lucian nu-ți trebuie attack speed, având în vedere că te folosești strict de pasivă. Așa, acum nu știu dacă m-am uitat, s-ar putea să vină un dragon, dar înainte, ca să fim sigur că nu-l contestă, trebuie să luăm niște kill-uri. Dacă am observat bine sau da back, probabil avea ward. În orice moment al meciului, cât de farmat, câte kill-uri ai avea, nu uita de farm. Unde poți să faci un pic de farm, în junglă, pe linie, unde poți, fă-l. Așa, pur și simplu, îl lași în urmă pe ADC-ul lor sau pe oricine ar mai putea farma de la ei și ar avea un potențial de a câștiga meciul. Aici îi băgăm un pic în turn. Bineînțeles că nu au sânge, poate să fie și 3, n-au. Fiddle acum stă, flanchează să sară cu ultimată, îl văd că sare, a castat. Bineînțeles că nimeni nu face focus pe mine, sunt cel mai fedat erou de la echipa mea și totuși nu fac focus pe mine, nu fac full engage. Trash-ul, ok, a dat hook, trash-ul a dat engage-ul, dar nu i-a dat backup nimeni și așa am prins ocazia, am luat frumos două kill-uri. Mergem frumos la dragon, al doilea. Saul mănâncă în curpă Renekton. Văd că Urgotul chiar face treabă. L-am bătut bineînțeles și pe Renekton, n-avea cum să fie așa de farmat, cel puțin ca mine. Vine și Vayne-ul, și Vayne-ul la fel, s-a băgat total prost. Bineînțeles că sunt uimit de playerile lui Urgot care s-au potrivit perfect cu situațiile meciului acestuia. A fost perfect Urgot pentru meciul ăsta, nu știu dacă mergea așa bine alt jungler. Riven, oricine altcineva, Urgot ăsta a fost perfect pentru mici. În clipa de față am 130 de minioni, 2 dragoni, 9 cu 0, minut 18. E clar că am un super mare avantaj, dar țin să vă reamintesc, nu fiți greedy. Încercați să vă cunoașteți damage-ul pe care puteți să-l faceți. I-am luat red-ul lui Lucian acum, ne-am bătut un pic joc de el. Bineînțeles, ala Fiddle kill-ul nu mă mai interesează. Pe mine m-a interesat strict red-ul. De ce am dat eu acolo, nu înțeleg. Puteam să-l dau undeva mai aproape, să-i dau și două bucăți. Să-i dau cu pasiva. În fine, astea sunt greșeli pe care le facem. Da, mă dau back să-mi iau static-ul, cred. Cred că static-ul. Sau parcă s-ar cu 2400? Sau nu, 2200? Nu, 1000, așa. 2500, nu? E 1100 ăla, 800, 900, 2000,
2500. Pizda, mă, și vedem un shop acum. Așa, acum chiar avem staticul. Văd că topul e pușat destul de rău. Acum am un cambar joc un pic de ei. Da, bine, mie îmi place să fac chestia asta. Nu-mi place să abuzez de, nu știu, dacă sunt chiar foarte, foarte fedat într-un meci, aproape câștigat, nu-mi place să-mi bagi de ei. Ok, puțin, dar, na. Mamă, cum l-am lăsat pe treș. Uitați, vedeți, altul, să zic un low elo și-ar fi dat flash acolo să-l omoare, dar era și Lisinu, n-am fost atent pe hartă, n-am știut unde s-a dus, am preferat să nu, era și Veinu. Ah, l-am scăpat acolo la o milisecundă, nu știu de ce am dat barieră aici, puteam să-l bat și fără barieră. Mi-am dat flash-ul aproape de el ca să pot să-l bat, să n-apuce să-mi dea el două sau trei bucăți înainte. Ca așa, de câte vedeți, mi-a dat ceva damage, plus că am și tanka și creepy și mă bătea. Deci mă bătea, cât de în urmă este un Vein, să știți, un Vein care cât de cât știe să joace, poate să te bat. Lui trebuie attack speed, Ruin King și de la Ruin King deja se simte damage și te bate, mai ales cu pasiva, chiar te bate. Eu ar trebui să dau undeva la 6 bucăți ca să fac damage-ul pe care îl face el din 3 cu Ruin King. Aici un Q de la Morgana complet aiurea. Ezreal dă o lean cu flash cu tot să-l bată pe Vel'Koz și nu l-a bătut. Ezreal ăsta cred că e mort, da. Ezreal este mort, Lisinu flash direct, nu mai are rost să mai fac chase aiurea. Da, și Veinu. Wow. Trash încearcă și își face treaba. Aici m-a ferit de Q-ul lui Trash și l-a luat pe Vel'Koz. Cred că m-a înjurat. Aici dacă eram un pic mai... Da, mi-a luat hook. Nu știu dacă mor. Nu cred că mor. Cred că strângeam bine din cur. Da, nu mor. Mulțumesc, Morgana. Nu m-am mai băgat aici. Am 12 cu 0, cine-mi dă și adau mai ales că era și Vein pe acolo, cine-mi dădea și adau. OMG, cum a trecut ultimata lui Ezreal. Feriți-vă mai ales când, apropo de asta, scuzați-mă că trec de la una la alta. Feriți-vă mai ales să nu dați un shutdown, mai ales ADC-ului, să iau pe kill-ul. Sau dacă au o junglă sau un top ceva cu damage sau care chiar poate să scaleze și să ducă undeva legimul, fiindcă 500 de gol nu-s de aici de acolo. Da, știu că n-am de... mai aveam de un BF, dar păcat 100 gol, erau 3 clipi. Asta e. Păstrăm de ei. Ezreal iară este foarte agresiv, având în vedere build-ul și are decât un Iceborne Gonte și un tir, îl topesc din 4 bucăți, îl topesc. Dar bineînțeles, as annoying as fuck și știu că joc și eu Ezreal numai blue build. Blue build-ul ăla două, e enervant. Acum ne întoarcem, avem de BF. Aici am zis că se face un engage. Ezreal. Da, engage-ul trash-ului, bla bla bla. Cred că aici mai stau. Sau mă dau back. Da, mai stau, am zis că eventual poate fac și o dublă, o triplă și iau de... Am direct de BF. Aici s-a întâmplat un kill, nici n-am fost atent, nici n-am vrut, am mai interesat turnul. Da. Treci un pic ca slăbuț pentru platină, sincer. Morgana putea să ia ward-ul ăla. Aici deja, nu știu, sunt deja sunt mult, mult de tot în avantaj și părerea mea pot să mai iau cu unul sau cu doi de dat. Îl caut pe Veinul ăsta, te-mi amintesc, parcă îl tot căutam pe Veinul ăsta să-l prind, dar... Era panicat. Dead Morgana, the baits. Ezreal cu ulti. Da, Lucian, ești mort.
totuși sunt cel mai, sunt cel mai periculos de la noi și ei totuși nu fac focus. Bineînțeles, dacă eu am dat snowball, au avut timp și ceilalți să-și facă treaba și să farmeze și să-și vadă de kill-uri sau eventual de agresivitate maximă, am bariera, pot să-l bat pe Israelul ăsta. Dar te amintesc că aici parcă mor, dar nu înțeleg. Fac o greșeală imensă, fac. Da, aici, e AP Israel și dă cu W foarte mult. Și în loc să pun bariera, și mai mult ca sigur, ori mă întorceam și îl băteam sau, mă rog, aveam multe șanse să-l bat. Dar mă lua Vayne-ul, mă rog, aici a fost un mistake din partea mea. Am cumpărat și buții, urmează al treilea dragon. Nu știu dacă e contestat sau nu. Mă cer cu Israel, i-am zis că nu o să mor meciul ăsta și el mă ia cu Dalea Rekt, Faggot, nu știu ce, dar... Totuși, e under farm, e... Pizda măsii, în fine. Nu mai știu dacă luăm dragonul ăsta. Nu, nu luăm, că Fiddle, useless. Morgana, un engage foarte frumos, foarte frumos, păcat că nu e nimeni acolo. Totuși a luat un kill cu Balta. Morgana a jucat binișor, a jucat binișor. Cure perfecte prins. Da. Dau flash-ul pentru Israelul ăsta care a dat flame. Mi-am luat dubla și începe violul. Urmează un last whisper. Îi fac și eu un pic de flame înapoi. Nu prea suport să mi se facă flame și na. Acum suferim un pic de noi. Lucian 16-1. Învârtim un pic de arme, chestii trestii. Așteptăm următorul kill să vină. Parcă aici iar mă bag aiurea. Iar mi-am luat lumea în cap. Cred că mi-am luat lumea în cap aici. Lucian, la fel, un early game foarte bun, are junglă și el pur și simplu nu a venit, a încercat un gank și după aia. Aici un kick foarte prost. M-a prins, am dat pop la barieră, mi se pare că îl iau pe Lucian. L-am luat, am ferit de ultimata lui Israel, un pic lucky, urmează dubla. Un cooling. Da, aici parcă vedeam pentau. Dar nu. Așa. Aici, dacă îi prinde un Q, Morgana e mort. Oh, și acel Q s-a întâmplat, bineînțeles că e mort. Da. Aici nu știam să mă bag, că Venus dă stun în perete, din câte ați văzut, și nu știam dacă să mă bag, dacă știa. Chiar, omege, ce engage-uri are Vayne. Și de ce s-a mai întors aici? Doamne ferește, deci ăștia sunt platină. Chestii de-astea am văzut în silver. Nu știu ce s-a întâmplat. Lucian, nu ai damage. Degeaba te baci. Stau cu viața asta pe linie, totuși am platter să nu fac imediat viața. Trebuie și măcar apreciez că a încercat. Israel, la fel, ultimată pe lângă. În fine, lumea a încercat. La fel, cred că mor de mâna lui... O... Da, m-am băgat complet. Aici a fost un grid foarte prost și... Too much confidence, guys. Confidence. Am știut în clipa în care m-am băgat în fața lui. Am știut clar că sunt mort. Dar totuși m-am băgat. Mai am decizii de-astea foarte tâmpite. Cum am zis, când nu vor mai exista astea, probabil voi juca în LCS. La fel, niște kill-uri date aiurea lui Israel. Dar uite, mă uit la scor, 38 de kill-uri are echipa. Și... 22 am numai eu. De cât eu am stacat kill-uri. Dacă ei nu fac nimic, nu cred că o să pot să-i bat pe toți 5. Dar se mișcă, ok, și echipa noastră, nu pot să zic că nu. LOL, Velcozo ultimat acolo. Și l-a luat pe Renekton. Din păcate ei au luat totuși baronul. Da, un TP de la Urgot.
poate prindem pe cineva totuși pe aici, din câte, no, eu sunt cu farm-ul. Este un farm ok, având în vedere că am stat numai la kill-uri și... Bine, să zic că sunt în urmă cam cu vreo 60 de minion, dar oricum kill-urile fac diferența mai mult. Deadly Sin 2, ce a încercat acolo, nu înțeleg, probabil avea cooldown pe trinket. Un cooling complet ratat, la fel ne grăbim. De obicei asta e marea mea problemă, când am așa multe kill-uri și mult avantaj, parcă nu mai dau așa interesul să joc perfect. Fiindcă știu chiar dacă fac o greșeală, poate pot să o întorc liniștit și na. Scuzați-mă, sunt cam răcit. Da, aici clar engage. Prinsese Morgana ultimata. Bineînțeles, am putut și pe Renector. Nu are suficient damage sau cel puțin viață să reziste. Parcă aici mor. Da. Cred că aici mor. Așa, da, Velcozul era AFK, parcă și-a luat disconnect și încerca să mă folosesc de el. Să pot să le dau B, să-i bap amândoi, dar nu s-a întâmplat chestia asta. Oricum, i-a lăsat amândoi la HP. Ezreal la fel, ultimată pe lângă, nici măcar creepy nu i-a nimerit, să nu mai pușăm. În fine. Cred că modul are dulor, da. Ei totuși nu știu să... N-au știut să joace early game. Și acolo s-a terminat. Lucian acum după nerf are nevoie de un pic de ajutor. Dar dacă are un avantaj, este GG. Aici avem Vayne și cu 30, dar am știut, au mult CC. Și Vayne-ul cu eu, dacă mă prinde, după aia îmi dă ăsta, nu pot. Cât damage aș avea și alea, nu pot să le... Nu puteam să-i bat acolo. Nici bariera nu aveam, nici Morgana nu era pe acolo, eventual să-mi dea măcar un Magic Shield. Dacă aveam un bariera, dacă aveam shield-ul Morgana, e clar, era, îi băteam pe amândoi acolo, dar na. Între timp am luat eu dragonul singur. Așa, uite un ping aici, de ce să nu-l luăm? I-a mai furat un criblu, Lisin. Scuzați-mă. Așa, aici un engage pe Morgana la fel. De ce să iei suportul? Acum pur și simplu le e frică de acest Lucian. Le e frică. Ezrealul ăsta iar mă bag în neant. Așa am vrut să mă bag. La fel o greșeală foarte mare a mea. M-am băgat pe neveu. N-aveam morduri, n-aveam nimic. În fine. Aici parcă iau eu mumu, da. Am luat eu mumu, am zis full armor pen. Parcă aveam și... Da, am și rune cu armor pen. Am și lesuit părul și eu mumu. De la eu mumu ăsta se termină pur și simplu, că nu mai o să fac. Îl băteam pe Renekton cu tot armor pen-ul ăsta și putea să aibă el 3000 HP. Parcă aici nici nu mai ajung. Nici nu mai ajung, băieți, dau finish singuri. Bineînțeles, nu înțeleg de ce dau atac. Jucați, frate, la turnul și terminați-o odată. S-au văzut în față și li s-a părut wow. Un pic de reclamă. La stream nu strică. Referind de ultimata lui Ezreal, ne-a făcut freza. Așa, Ezreal, la fel, a jucat foarte prost. Decât trash-ul de la ei a fost, să zicem, parcă și aici am mordat, mă bag. L-am vrut pe Ezreal, prea mi-a făcut flame și am vrut să-l bat, dar mă bag. Aiurea. Bine, oricum este câștigat. Thank you.
mă întreabă Morgana că i-a plăcut probabil cum am jucat și mă întreabă dacă e chiar de stream-ul. Așa, bine, greșelile au fost că puteam să zic să mor, decât... De fapt, la fiecare death d-al meu a fost câte o greșeală, clar. Când puteam să am, să zic, eventual cu 2 kg mai puțin și să nu fi murit niciodată, dar... Mă rog, v-am zis, deocamdată sunt platină 4, sunt sigur că în prezonul ăsta ajung diamond, dar... Aici sunt niște greșeli și niște griduri... Care se întâmplă, le mai fac, încerc să mi le scot în sistem, știu că greșesc, cu timpul vor ieși, dacă ne chinuim să ne corectăm greșelile, cu siguranță vom ajunge mai bun. Așa, acum bineînțeles, micile chestii înainte să termine jocul, ideea în sine este, ca să repetăm, să recapitulăm așa, încearcă poke pe linie, încearcă trade-uri, zic din punct de vedere al unui de carry. Încearcă trade-uri în care tu să ieși bine, să-l lași low HP, să-l lași fără cooldown-uri, fără flash, fără ignite, când nu are flash, când nu are heal, cheamă jungler-ul și spune-i, frate, Ezreal, no flash, să vină. Bineînțeles, acum nu mai discut de kill-urile astea, na, e jocul, așa de curge, Renekton-ul e singurul care face focus-ul pe mine. În rest toți sunt outplayed, sunt în lumea lor. Aici iar mor de mâna lui Ezreal, mă bag complet aiurea, greșel, pizda măsi. Să recapitulăm. Încearcă să faci trade-uri cât mai avantajoase pentru tine pe linie, dacă le-ai făcut și sunt low HP și tu ești aproape high HP. Frate, profită de el, fă-le zone, nu-i lăsa să farmeze și de acolo s-a cam terminat jocul. Și când ai făcut de-astea, când ai pur și simplu avantajul, fă snowball. Încearcă să duci avantajul și în alte părți. Și așa 80% le-ai câștigat. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, dacă v-ați uitat la tot, dacă nu v-ați uitat. Dacă vă place, dacă aveți ceva sugestii, dați coment, dați subscribe dacă vreți să vedeți mai multe. Dacă vreți comentariul în engleză sau astea, pot să-l fac și în engleză, nu este problemă. La fel, aveți secțiunea de comentarii, vă aștept. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă aștept din nou pe canal să mai vedeți alte videoclipuri despre LOL, despre tot ce poate să însemne LOL, echipe, bla bla bla. Și baftă la Sorochiu, nu? Salut!